na pobreží, ktoré je vzdialené 8 km od mestečka Plaka Litochore, je rekreačné letovisko, ktoré budeme vidieť po spiatočnej ceste. Ďalej akože odtiaľto nejakých 15 km sa nachádza vlastne zase Castro Platamonas. Tie možno, budeme ho vidieť možno z vrchu, budete si ho moc diaľky akože odfotiť, keď pôjdeme hore na tú výhliadku. Takže tu sa už blížime do Litochora. Tu v Litochore je takisto veľká vojenská posádka, budeme ho vidieť potom po pravej strane. Takisto aj cvičisko, kde vojaci akože každý deň robia tie ich manévre. Takže keď zastaneme na parkovisku, prosím vás pekne, kým vám nepoviem čas, o ktorej sa vlastne vrátime akože dole, tak nikto nevystupujte, aby sme všetci akože dobre počuli a vedeli sa teda vrátiť presne na ten čas, čo si povieme. Vidíte napríklad tu na poľavej strane, to sú všetko akože kivy. Ako som vám hovorila, že je tu na vlastne taká oblasť blízko Katerín a tu na Litochoro, kde sa vlastne zbierajú tieto kivy. Takisto vidíte tu na všade po ľavej strane olivy, olivové stromy. Vedem până din nou culturi de kiwi. De asemenea și foarte mulți măslini. Știm că Grecia este a treia țară producătoare de ulei de măsline din Europa, din lume, de fapt. Vedem foarte frumos muntele Olimp chiar în fața noastră și orașul Litochoro. Acolo o să ajungem și noi peste aproximativ 10 minute. Acum vreau să vă spun câteva cuvinte și despre economia Greciei, care sigur v-ați dat seama că este axată principal pe turism. Acesta asigurând aproximativ 15-20% din venitul intern brut. Dar lipsa resurselor naturale este marele dușman pentru sectorul agricol din Grecia. Aproximativ 70% din suprafața țării nu poate fi cultivată din cauza solului sărac și a climei uscate și a terenului accidentat. Agricultura este concentrată în câmpiile din nord, în regiunile din Tesalia și Macedonia, da? Și aici, în zona noastră, și în Tracia, unde se află vaste câmpii de porumb, grâu, orez, sfeclă de zahăr, bumbac și tutun. Bumbacul și bumbacul se găsește mai mult în regiunea Tesalia, pe acolo pe unde o să treceți dumneavoastră mâine, cei care o să mergeți în excursia de la Meteora, și tutunul se află chiar aici, în zona aceasta, în prefectura.